veți asculta un mesaj din Sfânta Scriptură rostit de pastorul Teodor Dronca. Vom citi cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris în Evanghelia după Matei. Prima parte a citirii va fi de la capitolul 9, versetul 35 până la sfârșitul capitolului și intrăm și în capitolul 10, de unde vom citi primul verset. Partea a doua a citirii va fi din ultimul capitol al Evangheliei după Matei, capitolul 28, respectiv, versetele 18, 19 și 20. Cu ajutorul Domnului vom începe citirea. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Dragii mei, în viața noastră sunt lucruri importante și lucruri urgente. Când stăm să le analizăm, nu știm pe care dintre ele să le rezolvăm primele. Am zice că lucrurile importante nu trebuie lăsate nefăcute, că sunt importante. De asemenea, lucrurile urgente nu ne lasă ele să le punem deoparte, fiindcă sunt urgente. Important este să fii mântuit, foarte important. Cel mai important lucru din viața asta este să primim mântuirea. Important este să te rogi, nu doar din când în când, ci să ai o viață de rugăciune. Important este să citim Biblia. Și din păcate ne facem atât de rar timp pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Importantă e relația noastră cu Domnul și dacă asta scârție, toate merg pe dos în viața noastră. Important e să câștigăm suflete pentru Domnul. Da, foarte important. Să nu mergem cu mâna goală înaintea Domnului, ci să-i aducem snopi, snopi auriți, cum zice poetul de cântare. Dar toate aceste lucruri importante sunt umbrite de urgentul din viața noastră. Ți-ai propus ca, într-o zi, să faci măcar câteva din lucrurile astea importante. Și sună telefonul. Te cheamă cineva, îți propune cineva să faceți împreună cu tare și cu tare lucru. Sau se întâmplă un necaz și ziua respectivă ți-o dă peste cap cu toate proiectele tale. Frați și surori, unul dintre lucrurile foarte importante în viața noastră este să știm să ne ordonăm prioritățile. Urgentul
ne macină energiile noastre cele mai bune. Și cum spunea cineva, trăim aproape zilnic sub tirania urgentului. Dar lucrurile importante nu trebuie lăsate deoparte. Am să vă vorbesc în minutele următoare despre unul dintre lucrurile acestea importante. Și era chiar ultimul dintre cele menționate de mine. Câștigarea de suflete pentru Domnul. Sau evangelizarea. Evangelizarea trebuie să fie o prioritate a vieții noastre. Noi urmează să avem evangelizare. Și când biserica are evangelizare, o săptămână de evangelizare, e sărbătoare mare. Dar nu numai o săptămână pe an, ci în fiecare zi este important să câștigăm suflete pentru Mântuitorul. Primul mare evanghelist care a anunțat evangelizarea ca o prioritate a tuturor timpurilor a fost Domnul nostru Iisus Hristos. El a venit trimis de Tatăl Ceresc și Biblia ne-a spus în textul din prima parte a citirii că El străbătea toate cetățile și satele și făcea o lucrare întreită. În primul rând învăța pe norod în sinagogi, apoi propovăduia Evanghelia Împărăției și nu în ultimul rând vindeca orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. El este modelul nostru în evanghelizare. Domnul Iisus a mers și a bătut cu talpa piciorului său toate cetățile și satele și n-a ales în ele să mă duc în cutare cetate că e mai mare, e mai mult popor, cetatea respectivă este mai importantă. Nu! Pentru Domnul Iisus toți oamenii erau importanți. Toate sufletele omenești erau importante. De aceea Domnul a luat țara la rând. A mers într-o cetate, a continuat cu satul următor, a mers în cealaltă și n-a exceptat. N-a evitat niciuna dintre cetățile și satele lui Israel, ci acolo pe unde el ajungea, propovăduia Evanghelia Împărăției. Apoi intra în detaliile acestei Evanghelii, după ce oamenii primeau mesajul despre Evanghelia lui Dumnezeu și a Împărăției Cerurilor, el îi învața în sinagogi. Și apoi Domnul, care avea în vedere sufletele lor, se ocupa și de, și de trupurile lor și spune Biblia că vindeca orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Slăvit să fie numele Domnului! Pentru că El și-a făcut timp și și-a făcut o prioritate a priorităților din evangelizarea lumii din generația Lui. Dragii mei, nu numai atât e, ci Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit și nouă, ne-a transmis și nouă ucenicilor săi să continuăm această evangelizare. Și sunt trei lucruri care vin de la noi în această evangelizare și trei lucruri care vin de la El și care ne ajută fantastic de mult în proclamarea Evangheliei. Primul lucru care vine de la noi este viziunea. Nu poți să faci evangelizare fără viziune. Să vezi lumea cu ochii lui Dumnezeu. Lumea de astăzi nu este o lume prosperă, Europa nu este un continent prosper, America nu este un continent prosper, lumea de astăzi este așa cum a văzut-o Domnul la versetul 36. Când a văzut Iisus gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necășite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Totul începe de la viziune. Dacă n-ai viziune, nu poți să te implici în evangelizare. Dacă tu crezi
Sau dacă eu aș crede că lumea asta e bună, că oamenii sunt buni și foarte buni, n-am putea face niciodată evangelizare. Trebuie să-i vedem pe oameni așa cum îi vede Dumnezeu. Orice om care nu-L are pe Hristos și care nu e mântuit, e ca o oaie necăjită și risipită fără de păstor. Și Domnul ne-a poruncit să aducem pe aceste oi rătăcite și risipite la păstorul sufletelor noastre. Apoi, al doilea lucru care vine de la noi este rugăciunea. Viziune și apoi rugăciune. Domnul a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați, dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Ce trebuia să facă ucenicii? Să se roage. Nu există evangelizare eficientă fără rugăciune. Nu există evangelizare numai cu proclamare sau numai cu cântare, ci evangelizarea conține și rugăciune, multă rugăciune. Sufletele oamenilor sunt în capcanele diavolului. Diavolul nu vrea să piardă aceste suflete, e o putere demonică prin care diavolul ține lumea și Biblia spune că lumea zace în cel rău. De acolo, de sub puterea celui rău, oamenii trebuie smulși, trebuie scoși de puterea lui Dumnezeu. Și ce trebuie noi să facem este să ne rugăm, să împletim proclamarea cu rugăciunea. Rugați pe Domnul secerișului. Rugăciunea aduce succesul în evangelizare. Și de rugat noi trebuie să ne rugăm. Nu Domnul se roagă, nu îngerii se roagă, ci noi, ucenicii Domnului. Că așa a zis Domnul. Atunci a zis ucenicilor săi, rugați pe Domnul secerișului, rugați-vă pentru marele seceriș. Cât de mult ne rugăm, atât de multe rezultate avem. Și când nu ne rugăm, rezultatele sunt foarte mici, infime, zero. Ce credeți, ucenicii s-au rugat? Eu cred că s-au rugat. Când Domnul le-a trasat sarcina aceasta să se roage, eu cred că ei n-au mai făcut nimic altceva, ci chiar au început să se roage. Și al treilea lucru care vine de la noi în evangelizare este implicarea. Viziunea, rugăciunea și apoi implicarea. Domnul a zis ucenicilor săi, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Pentru ca secerișul să aibă loc, pentru ca evangelizarea să aibă rost, trebuie să fie unii care să proclame Evanghelia. Și aceștia se numesc lucrători la seceriș. Eu cred că ucenicii s-au rugat pentru lucrători alții decât ei. Și au zis, Doamne, scoate Tu lucrători la secerișul Tău. Că așa facem și noi. Numai că Domnul, după ce ei s-au rugat, sau poate chiar în timp ce se ruga, i-a oprit și le-a zis, Dumnezeu a ascultat rugăciunea voastră. Abia v-ați rugat și Dumnezeu a și găsit soluția. Voi veți fi lucrătorii mei pentru marele seceriș. Și-or fi zis ei, noi, Doamne, păi parcă ai zis să rugăm pe Domnul secerișului să scoată lucrători și noi ne gândeam că pe alții. Tu nu vezi, Doamne, că noi suntem slabi, fricoși, încă neinstruiți, dar Domnul a zis, n-are Dumnezeu pe altcineva. Voi sunteți răspunsul lui Dumnezeu la nevoile secerișului, voi sunteți răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile voastre. Și ce spune Matei 10:1? Că Iisus i-a chemat pe cei 12 de la rugăciune unde ei erau și le-a dat putere să facă lucrarea lui Dumnezeu. N-am citit
versetele următoare, care spune că Domnul i-a încolonat în cete de câte doi și le-a spus ce să facă ca lucrători la marele seceriș. Frați și surori, e în regulă? Ca să facem evangelizare trebuie să avem viziune. Un om fără viziune, fără să vadă lumea pierdută, nu va căuta niciodată pe oamenii pierduți. Apoi evangelizarea presupune rugăciune, multă rugăciune, pentru ca oamenii să iasă de sub puterea celui rău. Și evangelizarea presupune implicare, să te duci cu Evanghelia și să nu zici, Doamne, trimite pe altul, ci să lași pe Domnul să te trimită chiar pe tine. Și aici poți să facă evangelizare și să fie implicat în lucrarea de evangelizare și surorile, nu numai frații. Ucenicii înseamnă bărbați și femei. Chiar dacă la început au fost numai bărbați. Dar Domnul ne cere tuturor să fim involvați, să fim implicați în lucrarea de evangelizare. Se spune că la o seară de evangelizare sau la o campanie de evangelizare, doar 10% depinde succesul evangelizării de cel care proclamă Evanghelia într-un serviciu divin. 90%, vă rog să fiți atenți, succesul unei evangelizări depinde de felul în care biserica o pregătește și de felul în care biserica se ocupă de sufletele atinse după ce se termină serviciile de evangelizare. Noi avem ceva de făcut și nu puține, avem multe pentru câștigarea sufletelor pentru Domnul. Și câștigarea sufletelor pentru Domnul este un lucru important, de aceea nu trebuie să lăsăm deoparte. N-a trimis Dumnezeu îngerii să evangelizeze lumea. Billy Graham a spus, dacă îngerii ar fi primit sarcina de a evangeliza lumea, eu cred că în 5 minute s-ar fi golit cerul. Și toți îngerii ar fi coborât să evangelizeze lumea. Dar Domnul n-a dat sarcina aceasta de evangelizare a lumii îngerilor, ci a dat-o mântuiților, a dat-o ucenicilor săi. Și am să vă spun în continuare trei lucruri care vin de la Domnul pentru succesul Evangheliei. Întâi este porunca. Mergem la textul al doilea, din Evanghelia după Matei, capitolul 28, și aflăm la versetul 19 că Domnul a zis, duceți-vă, faceți, botezați-i și apoi învățați-i. Sunt patru verbe aici care constituie poruncă divină. N-a zis Domnul, ar fi bine să vă duceți, ar fi bine să mai faceți și alți ucenici, ci e un imperativ, e o poruncă. Duceți-vă, faceți, botezați-i și învățați-i. Domnul ne dă această poruncă. Și știți că poruncile Domnului toate trebuiesc îndeplinite. Nu le comentăm, nu le supunem la vot dacă ni le însușim sau nu, ci pur și simplu poruncile Domnului le împlinim. Domnul să ne ajute la aceasta. E poruncă de la Domnul să ne implicăm în lucrarea de evangelizare. Primul lucru care vine de la Domnul în lucrarea de evangelizare e porunca. Domnul vrea să mântuiască toată lumea. A murit pentru toți oamenii și ne poruncește să nu stăm și să ne bucurăm în biserică câtă vreme alții sunt pierduți în lume. Duceți-vă! Și știți că ucenicii au uitat să se ducă. După ce au primit Duhul Sfânt, stăteau bine mersi în adunarea din Ierusalim, se bucurau în Duhul Sfânt și Domnul a trebuit să îi împrăștie cu prigoana. Frați și surori, așteptăm prigoana? Ia o să vină.
Vremurile apocaliptice sunt vremuri de prigoană. Dar până nu vine Domnul cu nuiaua, să ne ducem noi cu buna, să ne ducem noi ascultând de această poruncă, că nu ne putem juca cu Domnul. Ne-a dat o sarcină și trebuie să o ducem la îndeplinire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Al doilea lucru care vine de la Domnul în evanghelizare este puterea. Doamne, ne ducem, dar cu ce putere? Cu puterea noastră, cu elocința noastră, cu diplomele noastre, cu arta oratoriei noastre? Nu. Domnul zice, vă dau porunca să vă duceți și să faceți ucenici, dar trebuie putere. Pentru ca să aveți reușit în această lucrare, trebuie putere. Iisus, zice versetul 18, s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Contați pe această putere divină. Nu vă duceți cu puterea voastră. Nu încercați strategii umane, ci lăsați-vă la dispoziția Duhului Sfânt. Haideți să adăugăm lângă acest verset și fapte 1 cu 8, unde Domnul a zis, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Domnul vrea ca noi să fim martori pentru Evanghelie și cu Evanghelia, dar nu fără putere. Trebuie să ne îmbrace Domnul cu putere de sus ca să putem face evanghelizare eficientă. Nu vă depărtați de Ierusalim, a zis Domnul. Așteptați să fiți umpluți cu putere de sus. Și apoi mergeți, apoi duceți-vă și faceți ucenici. Dragii mei, evangheliștii fără putere n-au sorți de izbândă în evanghelizare. Dacă ne ducem cu puterea noastră, cu mașina noastră, cu banul nostru, dar fără puterea divină, nu vom putea câștiga suflete pentru Domnul. De aceea căutați ungerea, căutați puterea, fiți plini de Duh, lăsați-vă umpluți de puterea lui Dumnezeu și apoi veți putea fi martori eficienți pentru Hristos. Dumnezeu să ne ajute! Și al treilea lucru care vine de la Domnul în evanghelizare este prezența. S-a încheiat citirea din această zi cu partea a doua a versetului 20 din Matei 28. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin! În evanghelizare contăm pe faptul că suntem mandatați să împlinim o poruncă. Contăm pe faptul că Domnul ne dă puterea Duhului Sfânt ca să-i fim martori. Dar în evanghelizare contăm și pe prezența neîntreruptă a Domnului Iisus Hristos. Iată, eu sunt cu voi. Atunci când vă duceți să evanghelizați, atunci când vă duceți să spuneți oamenilor despre mine, atunci când vă duceți să câștigați suflete, să smulgeți suflete din păcat, eu sunt cu voi. În toate zilele, nici măcar una din zilele voastre în care vă duceți cu Evanghelia în lume, nu va fi lipsită de prezența mea. Se încheie Evanghelia după Marcu, capitolul 16, ultimul verset, versetul 20, cu cuvintele. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Să nu pleci la evanghelizare fără Domnul. Să nu te duci fără El, fără prezența Lui. Domnul se oferă să ne asiste în mărturia noastră pentru numele Lui. Domnul, mai mult decât atât,
lucrează împreună cu noi pentru câștigarea sufletelor, pentru împărăția cerurilor. Nu singuri, ci cu Domnul. Amin? Domnul să ne ajute. Și acum, frați și surori, în încheiere, aș vrea să rețineți, Domnul are martori puternici, evangheliști de marcă, dar vrea să facem și noi, fiecare dintre noi, evangelizare și poate vrea Dumnezeu să te folosească pentru câștigarea cuiva din casa ta sau dintre cei apropiați de tine. Nu uita, succesul unei evangelizări depinde și de aceste lucruri, sau în mod principal de aceste lucruri. De lucrurile care vin de la noi, să avem viziune, să-L vedem pe Cel de lângă noi, un om pierdut, apoi să avem rugăciune, multă rugăciune, și în al treilea rând să fim implicați, să dăm dovadă de implicare. Și apoi nu uita, când vrei să faci evangelizare, în casa ta, în jurul tău, sunt trei lucruri care vin de la Domnul. Prima e porunca, care nu te lasă să stai indiferent și nepăsător față de nevoile celui din preajma ta. A doua e puterea, puterea divină, cu care Domnul vrea să pornești la evangelizare, la mărturie pentru El. Și al treilea lucru este prezența, prezența sa permanentă alături de noi în lucrarea de evangelizare. Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, să fim buni evangeliști. Dacă suntem ucenici, să facem alți ucenici și să lucrăm la extinderea împărăției lui Dumnezeu pe pământul acesta. Amin. Ați ascultat cuvântul Domnului, predicat de pastorul Teodor Dronca.